a ajuns să coste un kilogram de corcodușe din Turcia în piețele din România. Oamenii sunt revoltați de prețurile uriașe. Românilor nu le vine să creadă cât a ajuns să coste un kilogram de corcodușe din Turcia în piețe. Prețurile sunt intens dezbătute de utilizatorii din mediul online și prețul cireșelor a crescut foarte mult. Cât costă un kilogram de corcodușe din Turcia în piețele din România? Prețul i-a șocat pe români. Multe fructe care sunt foarte căutate în această perioadă se vând la prețuri uriașe în piețele din România. De exemplu, cei care vor să cumpere un kilogram de corcodușe turcești trebuie să scoată sume imense de bani din buzunar. Prețul corcodușelor din Turcia este comparabil cu cel al cireșelor și totodată puțin mai mic decât cel al căpșunilor, unele dintre fructele sezonului. Mai exact, un kilogram de corcodușe turcești se vinde cu 49 de lei într-o piață din centrul Bucureștiului. În ultima perioadă, fructele aduse din Turcia au devenit un subiect intens dezbătut în mediul online, din cauza prețurilor foarte mari. În aceeași piață, kilogramul de roșii costă 29 de lei. Cireșele grecești sunt și ele foarte scumpe. Un kilogram din aceste fructe atât de apreciate de români costă 65 de lei. Românii sunt revoltați de prețurile mari ale corcodușelor. Mai mult, vânzătorii le vând fără casă de marcat, după cum a scris un român pe rețelele de socializare. Corcodușe din Turcia, 49 de lei per kilogram. Băiații nebunit, sunt corcodușe acum pe marginea drumului. Voi le aduceți din Turcia și le vindeți la prețul ăsta. Și cireașa de pe tort, cireșe grecești, la 65 de lei per kilogram. Păi cum să vinzi de toți banii ca precupeți în piață, fără casă de marcat? A scris românul în postarea sa după ce a văzut prețurile fructelor de sezon. Un internaut a ținut să precizeze că prețurile din România, atunci când vine vorba de fructe, sunt chiar mai mari decât cele din Irlanda, acolo unde alte fructe costă mai puțin, relatează fanatic.ro.